Una dintre principalele companii de automotive din vestul țării a aniversat 10 ani de activitate. Dura Automotive Systems este cel mai mare designer și producător de sisteme de control pentru mașini din lume. Momentul aniversar a fost marcat printr-un tur al fabricii. Invitaților le-a fost prezentat un material filmat despre povestea Dura de-a lungul celor 10 ani, iar directorul Dacia Negrea i-a premiat pe cei 10 angajați care au aniversat un deceniu de Dura. Au fost prezenți la momentul aniversar vicepreședintele executiv și directorul operațional global, Martin Becker, și directorul operațional pe Europa, Herfred Schwarz. Aceștia au precizat că fabrica de pe raza localității Giarmatavii are peste 800 de angajați, iar în cei 10 ani de activitate au echipat 40 de milioane de autovehicule. Ada Hauswater, directoarea Teatrului Național Timișoara, a vorbit despre colaborarea cu Dura pornită acum 4 ani, iar Marian Mocan, decanul Facultății de Management în Producție și Transporturi la Universitatea Politehnică din Timișoara, a vorbit despre modul în care instituția pe care o reprezintă a conlucrat cu Dura Automotive pe plan local.